Bună seara, bine v-am regăsit la primul jurnal economic din această săptămână. Dedicăm ediția de astăzi educației. A început școala și dincolo de uniformele frumos aranjate și florile din brațele profesorilor, acest sistem ascunde mari lipsuri. Și nu vorbim despre faptul că mai bine de 3.000 dintre școlile din țara noastră nu au toate avizele sanitare și cele contra incendiilor. Vorbim despre faptul că numărul celor care nici măcar nu ajung la aceste școli fără avize scade de la an la an. În 2009-2010 vedem că peste 98% dintre copiii din România mergeau la școală. În 2014-2015 numărul copiilor prinși în sistemul educațional era cu aproape 10% mai mic. Vedem cifrele oficiale, 89,9%. Suntem fruntași la abandon școlar. Mai mult, un raport al UNICEF scoate la iveală în 2014 că în țara noastră erau aproape 104.000 de copii de vârsta învățământului primar și gimnazial care nu erau cuprinși în sistemul de educație. Suntem încă departe de școala pe care ne-o dorim și pe care copiii noștri merită să o aibă. Vedem an de an cum în fiecare generație zeci de mii de elevi încheie studiile liceale fără să poată obține diploma de bacalaureat, iar dacă la acest dezolant rezultat mai adăugăm procentele alarmante ale celor care abandonează școala înainte chiar de a parcurge ciclul școlar obligatoriu sau pe aceia care în fiecare generație se plasează pe locuri modeste în testările internaționale, se conturează un tablou îngrijorător al stării școlii și educației în România. Mulți nici măcar nu ajung să ia note mici pentru că nu ajung la punctul unui examen. Un raport de țară pentru România al Comisiei Europene dă vina pentru această situație alarmantă a abandonului și pe politicile oficiale. Abandonul școlar rămâne la un nivel ridicat din cauza neimplicării în depistarea și prevenirea sărăciei, neimplicarea autorităților în programe care să remedieze situația și să aducă tinerii din nou la școală. Pentru că știm deja, programe de tipul cornul și laptele nu mai sunt de multă vreme cu rezultate. Poate noul program, acela care oferă o masă caldă pe zi, îi va face pe părinții cu probleme financiare să-i trimită pe copii la școală. Asta pentru că rata de abandon este mult mai ridicată la sate, în rândul populației de etnie romă și al copiilor cu nevoi speciale. Dincolo de tot ceea ce auziți, dincolo de tot ceea ce vedeți în jurul vostru, să știți că educația este cea mai bună cale și totodată și cea mai dificilă. De aceea vă invit să nu alegeți totdeauna calea cea mai ușoară, să nici nu vă luați după cei care vă demonstrează vremelnic și vă asigur doar vremelnic că se poate răzbi în viață și fără studii și fără școală. Pentru că mai devreme sau mai târziu, doar ceea ce ați învățat și ce ați asimilat în voi înși vă este ceea ce vă dă o linie dreaptă în viață. Să nu căutați neapărat doar note bune, să căutați să asimilați și să înțelegeți ceea ce învățați, să nu căutați titluri goale de conținut. Cred că școala românească trebuie să vină cu o schimbare de perspectivă. Școala trebuie să vă lase spațiul să vă exprimați și să învățați responsabilitatea. Vedem că tinerii, copiii, sunt tot mai puțin interesați de școală sau tot mai tentați să renunțe la ea. Nu vor să mai citească și mulți nu se mai îndreaptă spre activități practice, nu își îndreaptă atenția spre aceste activități practice. Realitatea ne dovedește și că elevii români nu sunt interesați nici de agricultură, deși potențial este aici destul. Tot mai multe licee cu profil agricol din țară își completează cu greu clasele, iar altele nici măcar nu mai au clasa a noua. Tinerii din mediul rural fie renunță de tot la școală după clasa a opta, fie se orientează spre alte domenii ce lor le par mai ușoare. În urmă cu 20 de ani, specializările mecanică agricol și agricultură atrăgeau sute de elevi din Cudalb și localitățile învecinate la liceul agricol. Acum din ce în ce mai puțin copii vin la acest liceu. Doar în ultimii 5 ani numărul lor a scăzut cu aproape 200. Înainte se lucra în acest atelier în două schimburi, cu o clasă dimineață, o grupă dimineață, una după amiază.
Acum atelierul rămâne fără elevi. Anul acesta, la profilul agricultură, unitatea școlară nu are nicio clasă de a noua. Din lipsă de elevi, s-a decis ca această clasă să se înființeze odată la 2 ani. Elevii sunt atrași în mod special de meserii care nu necesită atâta muncă, cum este cea din agricultură. O altă cauză a scăderii numărului de elevi este și lipsa locurilor de muncă în acest domeniu. Locuri de muncă sunt foarte puține. Au apărut utilaje performante. La o secție erau 80-90 de tractoriști, de mecanici agricoli. Acum o asociație de 1000 de hectare au 2-3-4 mecanizatori. Aceeași situație se întâlnește și la liceul din comuna Corod. La liceu sunt deocamdată 10. Care e numărul de elevi de formare a unei clase? 28 de elevi. În situația în care nu se fac aceste clase, chiar dacă sunt puțini la o astfel de clase, elevii sunt repartizați la un alt profil. Dacă liceele cu profil agricol duc lipsă de elevi, facultățile în domeniu sunt la mare căutare. Cea mai căutată specializare în cadrul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila este specializarea de agronomie, unde deja s-au ocupat locurile. Toate cele 37 de locuri la buget, dar și locurile la taxă, au fost ocupate din prima sesiune de admitere. Rămânem la acest domeniu agricol pentru că vreau să vă arăt niște cifre, poate pentru unii sunt interesante, poate tinerii reușesc să vadă acest lucru, potențialul din agricultură. Uniunea Europeană dă mai bine de 540 de milioane de euro tinerilor care vor să devină fermieri. Sunt 5 linii de finanțare, iar primul pas presupune înregistrarea tânărului fermier ca micro-întreprindere sau întreprindere mică cu cel mult 2 ani înaintea depunerii cererii de finanțare. De fapt, primul pas este să vrei să muncești, iar apoi să începi să cauți informații despre acest program național de dezvoltare rurală. Pare că educația nu este neapărat calea spre succes în România sau că, de fapt, alte lucruri contează mai mult. Că nu întotdeauna competența și performanța duc la apreciere, promovare și prosperitate. Mesajul pe care vreau să vi-l dau astăzi este acesta. Educația este calea spre succes și trebuie să fie calea spre succes în România noastră. Nu corupția, nepotismul, șmecheria sau câștigul facil. Mergem mai departe acum și vorbim tot despre evoluția economică. Economia României poate ajunge între primele 10 ale Uniunii Europene în următorii 20 de ani, iar produsul intern brut se poate mări de 4 ori până atunci, adică o creștere de 4% pe an. Sunt ținte care pot fi atinse dacă prioritățile autorităților vor fi infrastructura, demografia și capitalul uman, precum și eficiența publică și privată, cred reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini. Ei propun autorităților crearea unei platforme, unei platforme de dialog care să țină cont de opiniile mediului de afaceri. Vorbim acum despre curs. Leul crește în raport cu moneda europeană, dar scade față de celelalte valute importante. Banca Națională a României a afișat un curs de referință de 4,45 de bani pentru un euro. Vedem însă în raport cu dolarul american, acesta crește până la 3,96 de bani. Francul elvețian este și el pe creștere astăzi, până la 4,06 bani. Vedem acum și ce se întâmplă cu prețurile în România în ultimul an, cum au evoluat acestea, aflăm chiar acum în știrile economice. Pe scurt. Prețurile au scăzut în medie cu 0,2% în august față de aceeași lună din anul trecut. Statistica oficială arată însă o scumpire a alimentelor cu aproape 2% în ultimul an. Cele mai mari creșteri au fost la citrice, zahăr și ulei. Au fost însă și ieftiniri la ouă, fasole, boabe și fructe proaspete. Dacă ne uităm la mărfurile nealimentare și servicii, unde prețurile sunt în scădere, cele mai semnificative evoluții apar la serviciile de apă și salubrizare și la tarifele la energie electrică și gaze.
Industria înaintează cu pași mici în acest an. Cifra de afaceri din acest sector a crescut cu aproape 3% în primele 7 luni ale anului, după ce în iulie afacerile s-au redus cu 4%. Avansul a fost susținut de industria prelucrătoare, care include și construcția de mașini, în condițiile în care afacerile din industrie extractivă s-au redus cu aproape o treime. Nici în lunile următoare nu se anunță o creștere substanțială a afacerilor. Comenzile noi din această ramură a economiei au urcat cu aproape 6%. Scade numărul pensionarilor din România. Potrivit datelor oficiale, în cel de-al doilea trimestru al anului erau înregistrați 5,26 de milioane de pensionari, cu 13.000 mai puțin decât în trimestrul precedent. Pensia medie lunară a crescut însă cu 0,3% până la 943 de lei. Mâine, președintele Franței, François Hollande, alături de premierul Dacian Cioloș, vor inaugura fabrica de elicoptere Airbus de la Brașov. Pregătirile au fost intense la Ghimbaf pentru acest eveniment, ce va marca o investiție importantă. Se vor crea 350 de locuri de muncă și vor aduce 15 elicoptere anual. Vorbim de producție. Evenimentul de inaugurare are loc la mai puțin de un an de când a început construcția acestei fabrici, iar primul aparat de zbor va fi gata anul viitor. În interiorul fabricii Airbus, helicopter de la Ghimbaf se pun la punct ultimele detalii pentru vizita președintelui Franței. Angajații de aici sunt cei care lucrează la construcția elicopterelor H-125, pe care Airbus le va comercializa la nivel global. Am și mândria de a face parte dintr-o echipă care va lucra în viitor, care lucrează pentru viitor și care va fi implicată în fabricația acestei noi mașini, care se cheamă H215, care reprezintă un progres tehnic evident. Fabrica are acum 50 de angajați, dar în următorii 4 ani numărul salariaților va ajunge la 350. Anual la Ghimba vor fi ansamblate 15 elicoptere. În rest, aici vor fi reparate și modernizate alte modele de elicoptere. C'est un investissement stratégique du groupe Airbus Hélicoptère. Nous avons une longue histoire, je dirais, fructueuse entre Airbus Hélicoptère et la Roumanie, avec des hélicoptères qui ont été fabriqués sous licence depuis plus de 40 ans. Nous voulons continuer avec cet appareil moderne, le H215, économique à l'achat, économique à l'utilisation et extrêmement fiable. Il y a un gros marché à conquérir pour ce type d'hélicoptère. Nous pourrions dire que c'est la Jeep des hélicoptères. Airbus H215 este un elicopter multirol folosit în special în domeniul apărării și poliției. Elicopterul poate transporta până la 22 de pasageri și poate fi adaptat pentru transport în regim VIP. La dezvoltarea proiectului H215 participă companiile românești IAR, Aerostar, Aerotech și Turbomecanica. În fabrica de 10.000 de metri pătrați s-au investit 50 de milioane de euro. Parc industrial caut oameni de afaceri, un slogan numai bun pentru un complex făcut acum aproape jumătate de an la marginea Hunedoarei, dar care nu a stârnit interesul nimănui. Culmea, cei care își deschid birourile aici nu ar trebui să plătească nimic în primii 5 ani în afară de utilități. Cu toate acestea, puțini au fost cei care au venit măcar să vadă clădirea. Acum, edilul vrea să trimită scrisori de intenție unor firme pentru a le invita în parcul industrial. O clădire uriașă, modernă, nou-nouță, la un kilometru distanță de Castelul Corvinilor, stă cu lacătul pe uși de aproape jumătate de an. Bate vântul prin încăperile care ar trebui transformate în birouri. Totul a costat aproape 10 milioane de euro, bani de la primărie și fonduri europene. Cu acești bani au fost ecologizate 20 de hectare de teren care au aparținut combinatului siderurgic. Au fost amenajate 49 de parcele, a câte 4.000 de metri pătrați fiecare, și a fost construit de asemenea și un sediu administrativ de 3.200 de metri pătrați. Parcul industrial trebuia să fie gazda unor firme de consultanță, proiectare sau ateliere de confecții. Doar că oamenii de afaceri nu par interesați. Unii au venit, au văzut, dar nu s-au mai întors, cu toate că primesc facilități. În primul și în primul rând, nu plătesc chirie. Faptul că ai drum de acces, faptul că ai canalizare, apă curentă, curent electric, tot ceea ce ține de un parc industrial, eu zic că este un plus. În această vară, edilul a cerut Agenției de Dezvoltare Regională să transforme destinația parcului într-un loc de agrement pentru turiștii care ajung la Castelul Corvinilor, fără succes. Nu este de acord de a dezvolta parc tematic împreună cu un parc acvatic, deoarece se încalcă prevederile cele de finanțare și condițiile contractuale. Pentru a nu fi nevoite să returneze banii europeni primiți în următorii 5 ani, autoritățile locale trebuie să convingă investitorii să vină în parcul industrial. Marile orașe ale României pierd milioane de euro în fiecare an pentru că nu își valorifică istoria, iar capitala țării este poate cel mai bun exemplu negativ.
partea istorică a orașului nu este ocolită de turiști, ba dimpotrivă. Însă investitorii stau mult pe gânduri. Specialiștii spun că zona s-a dezvoltat haotic, iar asta pune piedică unor profituri pe măsura zonei. Clădiri cu bulină lângă bijuterii arhitecturale restaurate sau construcții din sticlă. Un amestec din care centrul vechi din București ar avea de câștigat, dacă ar ști să-și vândă mai bine istoria de peste 4 secole. Eu nu descoper o strategie integrată care să spună, ok, nu avem nevoie numai de baruri și de cluburi, avem nevoie și de retail. Trebuie să avem broșura centrului vechi, trebuie să avem harta centrului vechi, trebuie să avem câteva puncte de informare turistică. Este o zonă părăsită de către autorități și este foarte riscant să deschizi un business ca acolo. Adică e cea mai riscantă zonă. În 2009, zona veche a capitalei era animată de doar 35 de localuri. Acum, pe străduțele centrului istoric se îngrămădesc 200 de restaurante, baruri, cluburi, teatre, hoteluri și magazine, pentru care lucrează direct și indirect 25.000 de oameni. Cam 3 milioane de euro ajung lunar în buget din contribuțiile celor care fac afaceri aici. Pe hârtie, peste 200 de milioane de euro sunt încasate anual de patronii din zonă. Dar și cheltuielile pentru pornirea unei afaceri aici sunt mult mai mari. Prefer să ne desfășurăm activitatea în locațiile istorice pentru că ele au un farmec, au o căldură aparte și clienții noștri se simt foarte bine în aceste clădiri. Spre deosebire de centrele istorice din Occident, cel bucureștean este încă ocolit de investitori. Și de aici potențialul pierdut. Asta înseamnă bani în minus atât pentru patroni, cât și la bugetul local și de stat. Este mult mai simplu să deschizi într-un mall, de exemplu, unde cineva gestionează întreaga activitate și are grijă să-ți asigure fluxul de public. Pe când în centru vechi, în orice moment, te poți trezi că cineva ia o decizie de favoarea ta. Și asta se vede în statistici. Cel mai vizitat mall din București are 50.000 de vizitatori zilnic, adică numărul de turiști care trec într-o lună prin centrul vechi. O soluție pentru creșterea economică a zonei, spun specialiștii, ar fi ca zona veche a Bucureștiului să aibă o administrare specială, iar o parte din banii strânși din impozite să ajungă într-un fond special pentru promovare turistică. Centrul vechi ar putea fi un punct de atracție pentru retaileri, care, după cum știm, cu ani în urmă s-au fixat pe calea Victoriei, o arteră nu foarte circulată pietonal, iar dacă vii cu mașina nu prea ai unde să parchezi. Când a venit criza, ei au renunțat la acele magazine unde plăteau, să zicem, 120 de euro pe metru pătrat și lună. S-au mutat în marile centre comerciale, în mall-uri, unde plăteau o chirie mult mai mică, de circa 50-60 de euro pe metru pătrat. Afacerile de pe calea Victoriei au potențial. Acum sunt estimate la 15 milioane de euro pe an, dar creșterea lor depinde de restaurarea clădirilor lăsate în paragină. Și asta pentru că puțini comercianți sunt dispuși să plătească și o chirie mare și bani pentru restaurare. Așa se face că imaginea de pe Marele Bulevard este dezolantă pe alocuri. Repere precum Casa Bernescu, Casa Hristu, Academia Română, Magazinul Victoria, Palatul Regal și Biblioteca Centrală Universitară se învecinează cu clădiri restaurate doar parțial sau abandonate de tot. La Galați, o stradă care era pe vremuri comparată cu Calea Victoriei are aceleași probleme ca artera bucureșteană. Pe strada Domnească, clădirile istorice sunt lăsate de izbeliște. Prea puține au fost renovate de curând de investitori privați. Un exemplu pozitiv este o casă construită de grecul Aristide Serfioti în 1867. Era fără acoperiș, fără ferestre, ningea la parter, elementele decorative de pe fasade erau distruse în proporții de 50%. Casa a fost transformată în restaurant, iar proprietarul localului și-ar dori ca toate clădirile de pe Calea Domnească să-și recapete strălucirea. Putem accesa bani europeni, să punem în valoare acest centru istoric, să-l vitalizăm, pentru că altfel nu se poate. Putem să spunem câteva milioane de euro îi pierde municipalitatea în fiecare an.
La Oradea, municipalitatea propune soluții pentru schimbarea la fața centrului vechi, prin scutiri de taxe, dar și prin credite fără dobândă date proprietarilor care vor să renoveze fațadele. Acea dobândă care nu se încasează se amortizează indirect prin impozitele pe salariile celor care lucrează în afaceri generate de un centru istoric pus la punct. Nu după cea din stânga mea, care dă să cadă, încercăm să o protejăm, să nu provoace vreun accident nefericit cuiva. Cealaltă clădire, proaspăt renovată, îți atrage ochiul, arată și un spirit de gospodar, respect patrimoniul cultural al orașului. Există o perspectivă dramatică, și anume că bună parte din spațiile centrale din zonele imediat învecinate străzilor principale sunt nefolosite sau sunt oferite spre închiriere de ani de zile și se distrug de la an la an. Deci una peste alta, în domeniul comerțului, traficul contează. Deși multe clădiri din Oradea au fost restaurate, mai sunt încă zeci de monumente istorice care au nevoie de reparații. Jurnalul Economii de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Sergiu Voicu și vă dau întâlnire și mâine de la ora 22 să analizăm împreună cele mai importante informații economice ale zilei. În scurt timp la Digi24, starea nației cu Dragoș Pătraru. Seara bună! Combate cele 5 semne ale părului deteriorat. Molecula cicamide reface bariera protectoare a părului ca un bandaj. Păr complet reparat, de la rădăcină până la vârfuri. 5 probleme, o soluție. Elsef Total Repair 5 de la L'Oréal Paris. Pentru că merităm. Curățenia perfectă se obține fără efort. Vileda știe asta cel mai bine. Iar acum ai la EMAG până la 45% reducere ca să te convingi și tu. Comandă setul Vileda Easy Ring and Clean, compus din găleată cu pedală, mop din microfibre și mâneri telescopii la doar 169 lei. EMAG. Nimeni de la birou nu se gândește prea mult la mine. Dar când mă îmbolnăvesc, cu toții încep să se gândească numai la mine. Din fericire, iau Nurofen, răceală și gripă și calmez rapid principalele simptome, ca să fiu acolo unde este nevoie de mine. Nurofen, răceală și gripă. Țintește eficient gripa și răceala. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Descoperă lumea fascinantă a parfumurilor cu noile variante Cocolino Creations. Lasă-te învăluită de aromele noi game special create de experți parfumieri. Noile variante Cocolino Creations, special create de experți parfumieri. Știai că ficatul poate suferi fără simptome evidente? Esențiale Forte conține un ingredient activ înalt purificat ce penetrează membrana celulelor ficatului și ajută la regenerarea acestuia. Lucrez ca și cum aș lucra pentru mine. Asta e regula mea. Merită să lucrez ca pentru tine. Ceresit, sistemul pentru placări ceramice în care poți avea încredere. Acum ai 2,5 kg în plus pentru CM11+. Recomandat de 9 din 10 experți. Așa se servește berea în stilul fresh. Trei. Clătești paharul. 2. Torni berea fix la 45 de grade. 1. Lași din spumă exact cât trebuie. Simplu, draft în stilul fresh, de la Ciuc. Proaspăt românesc. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Bun venit la Starea Zilei. Nu vă irită faza asta cu frate, să-l luăm pe ăla în partid la noi, că-l știe lumea?
Deci partidele nu gândesc așa. Îi avem pe oamenii ăștia buni, foarte buni, pricepuți. Hai să-i promovăm, să-i cunoască și poporul. Nu, ei zic invers. Ia uite, îl știe lumea pe ăla că apare la TV, să-l luăm la noi. Dar și de Râmaru știe lumea. Și pe Bivolarul cunoaște lumea. Ce-ar merge niște spirale de ale lui Bivolaru în partidele noastre? Așa s-a ajuns să vezi pe la televiziunile de știri aceleași fețe. Mă rog, aceleași fețe ca aceleași fețe, dar aceleași minți, aceleași creiere care nu scot nimic. Gândiți-vă cine sunt oamenii din partide care vorbesc în numele acestora și pe care îi vedem la televizor aproape în fiecare seară. E, astfel de indivizi ar trebui să-și dorească opusul, să nu mă știe nimeni, să nu mi se facă nicio publicitate, pentru că sunt un mare habarnist, sunt un papagal repetând la infinit aceleași chestii pe care mi le dă pe o foaie conducerea partidului. Oare ce fețe noi au propus partidele în ultimii ani, cu un discurs de genul, uitați-l fraților pe băiatul ăsta, e pregătit, are idei, vorbește bine, gândește articulat, ascultați-l că omul știe ce zice. Ăsta e și motivul pentru care l-am vrut în partid și l-am promovat. Dar nu, ei trimit pe la televiziuni aceiași indivizi. Și mai e un pericol. Un om cu capul pe umeri, văzând specimenele astea promovate la TV, își va zice, ca să fac politică trebuie să ajung așa? Nu, eu nu-mi tai jumătate din creier. Nu, eu nu renunț la bunul simț și la decență. În toate partidele sunt și oameni buni, foarte buni. Vă dați seama, ca în orice domeniu. E, ce să vezi, aceia nu sunt sunați de televiziuni, aceia nu sunt împinși în față de partide. De-aia zic, băieții ăștia cu scandalul, un pas în spate, se poate? Și încă unul, și încă unul, până dispăreți. Vă aștept la Starea Nației. Bravo în terenul pentru talentul tău. Ai notat după ele? A fost cât pe ce. Ce n-ai face să te bucuri de prospețimea Bergambir din fiecare sticlă? Bergambir, prietenii știu de ce. Și mingea? Vă prezentăm noi Skechers Burst Compound, concepuți ca să absoarbă șocurile pentru confort maxim. Folosim cele mai avansate materiale la interior, air-cooled memory foam și talpă din spumă, oferind confort unic. Skechers Burst, confort maxim la fiecare pas. Călătorește cu Senior Voyage. Cristian Turți a pregătit pachete turistice complete și accesibile. Ofertă specială insula Tenerife de la doar 595 de euro. Rezervă acum, sună la 021-9247. Noul Strepsils Intensiv Spray, cu o administrare țintită a substanței active, calmează rapid durerea severă și reduce inflamația. Strepsils Intensiv Spray, inovația în tratarea durerilor în gât. Cu toții ne trăim viețile în felul nostru. Ne alegem propria cale. Dar poveștile noastre unice, individualitatea noastră și toate schimbările importante din viețile noastre nu sunt ceea ce ne desparte. Reprezintă ce ne aduce împreună. Descoperă noua colecție de toamnă de la Pandora. Ce încerci să ascunzi? Știi, arăt îngrozitor. Tot nu m-am vindecat. Soluția. Exoderil penetrează unghia și acționează direct la locul infecției pentru a elimina ciuperca din rădăcină. În plus, ameliorează rapid senzația de mâncărime. Este important să continui tratamentul până când întreaga unghie este sănătoasă. Exoderil. Elimină ciuperca cu o singură aplicare pe zi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cele mai bune oferte le găsești doar la Practicăr. Cabină duș cu hidromasaj, 6 duze și cădiță înaltă inclusă la doar 849,90 lei. Lucrez ca și cum aș lucra pentru mine. Asta e regula mea. Merită să lucrez ca pentru tine. Ceresit, sistemul pentru placări ceramice în care poți avea încredere. Acum ai 2,5 kg în plus pentru CN11+.
recomandat de 9 din 10 experți. Philips îți sare în ajutor în fiecare colț al casei. Acum la EMAG ai până la 40% reducere la electrocasnicele mici Philips. Comandă de pe EMAG expresorul superautomat Philips 1400W cu râșniță și dispozitiv de sfumare la 1099 lei. EMAG. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda.